ne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean? Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! 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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi grăiesc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu, sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi! Lui Dumnezeu, Cel ce-ai ridicat păcatele tuturor, ridică de deasupra mea lanțul cel greu al păcatului și ca un milostiv dă-mi lacrimi de umilință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Înaintea Ta cad, Iisuse, greșit am Ție, milostivește despre mine. Ridică de deasupra mea lanțul cel greu al păcatului și ca un îndurat primește-mă pe mine, cel ce mă pocăie. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să nu intri cu mine la judecată văzând faptele mele, cercetând cuvintele și pedepsind pornirile, ci cu îndurările Tale, trecând cu vederea cele nevrednice ale mele, mântuiește-mă, Atotputernice! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Vremea este a pocăinței, vin către Tine, Făcătorul meu, ridică de deasupra mea lanțul cel greu al păcatului, și ca un îndurat dă-mi lacrimi de umilință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!
bogăția sufletului cheltuind-o întru păcate, pustiu sunt de virtuți cuvioase și flămânzind strig, Dătătorule de milă, apucând înainte, miluiește-mă! Miluiește-mă, Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Plecându-te, dumnezeieștilor legi ale lui Hristos, la El ai venit, părăsind pornirile plăcerilor celor neoprite, și toată virtutea, cu toată cucernicia, ca pe una ai săvârșit-o. Tatălui și Fiului și Sfântului. Treime mai presus de ființă, căreia ne închinăm într-o unime, ridică de deasupra mea lanțul cel greu al păcatului, și ca o milostivă dăm lacrimi de umilință. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, nădejdea și ocrotitoarea celor ce te laudă, ridică de deasupra mea lanțul cel greu al păcatului și ca o stăpână curată mă primește pe mine, cel ce mă pocăie. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Bărbat am ucis, zice, spre rană mie și tânăr spre vătămare, la meh plângând a strigat. Iar tu nu te cutremuri, o suflete al meu, pătându-ți trupul și mintea întinându-mi. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Turn te-ai meșteșugit să zidești, o suflete, și întăritură să faci poftelor tale, de n-ar fi oprit ziditorul sfaturile tale. Și de n-ar fi surpat până la pământ meșteșugirile tale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! O, cum am râvnit lui Lameh, ucigătorul cel de mai înainte, sufletul ucigându-mi, ca pe un bărbat mintea, ca pe un tânăr și ca pe un frate trupul, ca și Cain ucigașul, cu pornirile cele poftitoare de plăceri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Plouata Domnul, de la Domnul, oarecând foc din cer, arzând fără de legea cea înferbântată a sodomenilor, iar tu ți-ai aprins focul ghienei, întru care vei avea să arzi o suflete. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Rănit-o m-am, vătămat-o m-am, iată săgețile vrăjmașului au pătruns sufletul meu și trupul. Iată rănile și bubele, strigă și vătămăturile patimilor mele celor de bunăvoie. Miluiește-mă, Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tins ai mâinile tale către înduratul Dumnezeu Marie, afundată fiind într-o adâncul răutăților, și ți-a întins mână de ajutor cu milostivire ca și lui Petru, cerând cu adevărat întoarcerea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Treime fără de început, nezidită, nedespărțită, unime, primește-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, și mă mântuiește,
pe mine cel ce am greșit. A ta zidire sunt, nu mă trece cu vederea, ci mă iartă și mă scapă de osânda focului. Și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Prea curată stăpână, născătoare de Dumnezeu, nădejdea celor ce aleargă la tine și limanul celor înviforați, pe milostivul și făcătorul și fiul tău, fă-l îndurat și mie cu rugăciunile tale. Ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeu. Celei de demult, egiptencii te-ai asemănat suflete, făcându-te rob de bună voia ta și născând semeția ca pe un nou Ismael. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Scara lui Iacov o știi, suflete al meu, care s-a arătat de la pământ până la cer. Pentru ce n-ai avut temelie tare, dreapta credință? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Preotului lui Dumnezeu și împăratului celui înstrăinat între oameni de viața lumii urmează, adică asemănării cu Hristos. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Întoarce-te, suspină, nevrednice suflete, mai înainte până ce nu ia sfârșit vremea vieții, mai înainte până ce nu-ți încuie Domnul ușa camerei celei de nuntă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să nu te faci stâlp de sare, suflete, întorcându-te înapoi, să te înfricoșeze pilda Sodomei, sus în sigur, mântuiește-te! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Rugăciunea celor ce te laudă, stăpâne, nu o lepăda, ci te milostivește, iubitorule de oameni, și dăruiește iertare celor ce se roagă ție cu credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Treime neamestecată, nezidită, fire fără de început, care ești lăudată în treimea fețelor, mântuiește-ne pe noi,
care ne închinăm stăpânirii tale cu credință. Cel fără de ani din Tatăl sub ani l-ai născut, neștiind de bărbat, născătoare de Dumnezeu. Minune străină, că alăptând ai rămas Fecioară. Este scurt și plin de dureri și de răutate, dar într-o pocăință primește-mă și într-o cunoștință mă cheamă, ca să nu mă fac câștig și mâncare celui străin, Mântuitorule, însuși Tu mă miluiești. După vrednicia împărătească, fiind îmbrăcat cu diademă și cu porfiră, omul cel cu multă avere și dreptul cel îndestulat de bogăție și de dobitoace, deodată sărăcind de avere, de mărire și de împărăție, le-a pierdut. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Dacă a fost acela drept și mai fără prihană decât toți, și n-a scăpat de cursele și vicleșugurile înșelătorului. Dar Tu, fiind iubitor de păcate, ticăloase suflete, ce vei face de se va întâmpla să vină ceva asupra Ta din cele negândite? Miluiește-mă, Dumnezeu! Semeți sunt acum și cutezător și cu inima în deșert și în zadar. Să nu mă osândești împreună cu fariseul, ci mai ales dăm smerenia vameșului, unule îndurate, drepte judecătorule, și cu acesta împreună mă numără. Miluiește-mă, Dumnezeu! Îndurate că am greșit de am rușinat vasul trupului meu, dar într-o pocăință mă primește și într-o cunoștință mă cheamă, ca să nu mă fac câștig nici mâncare celui străin, Mântuitorule, Tu însuți mă miluiește. Miluiește-mă, Dumnezeu! Miluiește-mă!
m-am făcut idol, spurcându-mi cu poftele sufletul meu, ci într-o pocăință mă primește și într-o cunoștință mă cheamă, ca să nu mă fac câștig nici mâncare celui străin, Mântuitorule, Tu însuți mă miluiește. Miluiește-mă, Dumnezeu! N-am auzit glasul Tău, n-am ascultat scripturile Dătătorule de lege, ci într-o pocăință mă primește și într-o cunoștință mă cheamă, ca să nu mă fac câștig nici mâncare celui străin. Mântuitorule, Tu însuți mă miluiește. În adânc de necuvințe mari pogorându-te, nu te-ai oprit acolo, ci te-ai suit cu preamărire, cu judecata învederat mai bună la virtutea cea desăvârșită prin lucrare, minunând Marie, firea îngerilor. Despărțită în ființe, neamestecată în fețe, Dumnezeu, te cunosc pe tine, Dumnezeire, una în treime, ca pe ceea ce ești una cu împărăția și una cu tronul. Și strig ție cântarea cea mare ce se cântă întreit întru cei de sus. Și acum și vorora și în vecii vecilor. Și ai născut și ești fecioară și ai rămas într-o amândouă cu firea fecioară. Cel ce s-a născut înnoiește legile firii și pântecele a născut nesimțind dureri. Dumnezeu unde voiește se biruiește rânduiala firii, că face toate câte voiește. Celei gârbovite urmează-o suflete, apropie-te, caz la picioarele lui Iisus ca să te îndrepteze, să umbli drept în căile Domnului.
veșnicie ești fântâna adâncă, Stăpâne. Izvorăște-mi ape din preacuratele tale vine, ca bând să nu mai însetez ca și samarineanca, că izvoare de viață izvorăști. Siloam să mi se facă mie lacrimile, Stăpâne Doamne, ca să-mi spăl și eu ochii inimii și să te văd cu gândul pe tine, Doamne, lumina cea mai înainte de veci. Glorioasă, Maica Marie, roagă de lui Dumnezeu pentru noi. Neasemănată dragoste prea fericită, dorind să te închini lemnului crucii, te-ai învrednicit doririi, învrednicește-mă, dar și pe mine, să dobândesc slava cea de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe tine, Treime, te cântăm, pe unul Dumnezeu, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Părinte și Fiule și Duhule, ființă neamestecată unime, căreia noi pururea ne închinăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din tine s-a îmbrăcat într-o a mea frământătură Dumnezeu, Cel ce a zidit veacurile, Maică Fecioară, ceea ce ești nestricată și nu știi de bărbat, și a unit lui și firea omenească. Mântuitorule, drahma cea împărătească pe care ai pierdut-o de demult, cea prinzând făclie pe mergătorul înaintea ta, cuvinte caută și află chipul tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, împotrivește-te și te luptă împotriva patimilor trupești, ca Iosua împotriva lui Amalec, biruind pururea gândurile cele înșelătoare, ca și acela pe gava Oniteni. Umiloasă, Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca
Ca să stingi văpaia patimilor, ai izvorât pururea păraie de lacrimi, Marie, arzându-ți sufletul, al căror dar dă-mi-l și mie, robului tău. Nepătimire cerească ai dobândit prin viețuirea ta cea prea înaltă de pe pământ, Maică. Pentru aceasta roagă-te să se izbăvească din patim cu rugăciunile tale cei ce te laudă pe tine. Treime sunt neamestecată, nedespărțită, despărțită după fețe și unime sunt în fire unită, Tatăl și Fiul și Dumnezeiescul Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Cele tău ne-a născut nouă pe Dumnezeu cu chipul ca și noi. Deci ca pe un făcător a toate, roagă-L născătoare de Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale să ne îndreptăm.
sau zilele mele ca visul celui ce se deșteaptă. Pentru aceasta, ca Ezechia, lăcrimez pe patul meu, ca să mi se adauge anii vieții. Dar care Isaie va să stea pentru tine suflete, fără numai Dumnezeul tuturor? Iubește-mă, Dumnezeule, cad înaintea ta și aduc ție ca niște lacrimi cuvintele mele. Greșit am, cum nici păcătoasa n-a greșit, și am făcut fără de lege ca nimeni altul pe pământ. Ci fie-ți milă, Stăpâne, de făptura ta și iarăși mă cheamă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Îngropat am chipul tău și am stricat porunca ta, toată podoaba mi s-a întunecat și cu patimile făclia mi s-a stins. Mântuitorule, dar milostivindu-te, dă-mi bucurie precum cântă David. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Întoarce-te, căiește-te, descoperă cele ascunse, grăiește lui Dumnezeu celui ce știe toate. Tu singur, Mântuitorule, știi cele ascunse ale mele, ci însuți Tu mă miluiește, precum cântă David după mare mila Ta. Umiloasă, Maică Marie, Doară-te lui Dumnezeu pentru noi. Către Preacurata Maica lui Dumnezeu, mai înainte ai gonit tulburarea poftelor celor cu sila supărătoare și ai rușinat pe vrăjmașul cel ce te-a întărătat, ci dă-mi acum ajutor într-un necazur și mie robului tău. Pe care l-ai iubit, de care ai dorit, pentru care ți-ai topit trupul cu vioasă, roagă-l acum pentru noi, robii săi, ca fiind milostiv nouă tuturor să ne dea viață pașnică celor ce-l cinstim pe El. Amestecată, nedespărțită de o ființă, unime sfântă. Lumin și lumină și trei sfinte și unul sfânt este lăudată treimea Dumnezeu. Ci laudă și preaslăvește suflete, viață și vieți pe Dumnezeul tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm uneție născătoare de Dumnezeu, că ai născut pe unul dintre imea cea nedespărțită, pe Fiul lui Dumnezeu și Tu singură ne-ai deschis nouă, celor de pe pământ cele cerești. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
alabastru cu lacrimi turnând pe capul tău, Mântuitorule, ca niște mir, strica păcătoasa care cerea milă, rugăciune aduc și cer să iau iertare. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Deși n-a greșit nimeni ca mine, totuși primește-mă, milostive, Mântuitorule, și pe mine, cel ce cu frică mă pocăiesc și cu dragoste strig. Greșit am ție unuia, nelegiuit am, miluiește-mă! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Milostivește-te, Mântuitorule, spre făptura ta și mă caută ca un păstor pe mine, oaia cea pierdută. Și rătăcit fiind, răpește-mă de la lup și mă fă oaie într-o pășune a oilor tale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Când vei ședea judecător ca un milostiv și vei arăta slava ta cea înfricoșătoare, Hristoase, o, ce frică va fi atunci, cuptorul arzând și toți temându-se de judecata ta cea de neocolit. Curioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Maica luminii cele neapuse pe tine luminându-te, te-a dezlegat de întunericul păcatelor. De unde primind tu harul Duhului, luminează, Marie, pe cei ce te laudă cu credință. Curioasă, Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Minune nouă cu adevărat, văzând întru tine, Maică, Dumnezeescul Zosima, a fost uimit că înger întrup vedea și cu totul de mirare s-a umplut, lăudând pe Hristos în veci. Părinte cel fără de început, Fiule cel împreună fără de început, Mângâitorule cel bun, Duhule cel drept, Născătorule al lui Dumnezeu, Cuvântul, Cuvinte al Tatălui celui fără de început, Duhule cel viu și de viață făcător, Treime, Unime, miluiește-mă! Și acum și pururea, și în vecii vecii. Ca din vopsea de porfire s-a țesut trupul lui Emanuel în lăuntru, în pântecele tău preacurată, ceea ce ești porfire înțelegătoare. Pentru aceasta, Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat pe tine te cinstim. Oh,
milostivește-te, mântuiește-mă, Fiul lui David, miluiește-mă, Cel ce-ai tămăduit cu cuvântul pe cei îndrăciți și cu glasul cel milostiv ca și tâlharului grăiește. Amin, zic ție, cu mine vei fi în rai, când voi veni într-o slava mea. Un tâlhar te-a holit, un tâlhar Dumnezeu te-a slăvit. Că amândoi împreună pe cruce erau răstigniți, dar o mult îndurate, ca și tâlharului celui credincios care te-a cunoscut pe tine, Dumnezeu. Deschidem și mie ușa slăvitei tale împărății. Miluiește-mă, Dumnezeu! Făptura s-a mâhnit văzându-te răstignit. Munții și pietrele de frică s-au despicat și pământul s-a cutremurat și iadul s-a golit. Și s-a întunecat lumina zilei văzându-te pe tine, Iisuse, cu trupul pe cruce răstignit. Roade vrednice de pocăință să nu ceri de la mine, că tăria mea a lipsit întru mine. Dăruiește-mi inimă pururea zdrobită și sărăcie duhovnicească, ca să-ți aduc acestea ca o jertfă primită, unule Mântuitorule. Judecătorul meu și cunoscătorule, Cel ce va să vii iarăși cu îngerii să judești toată lumea, atunci văzându-mă cu ochiul Tău cel blând, să Te milostivești și să mă miluiești, Iisuse, pe mine care am greșit mai mult decât toți oamenii. Umiloasă, Maică Marie, toate cetele îngerești și adunările umenești le-ai uimit cu viața Ta cea minunată, ca cei fără de trup vețuind și firea covârșind, pentru care, ca și cum ai fi fost fără materie, Te-ai suit cu picioarele pe apă, Marie, și Iordanul ai trecut. Milostiv pe Făcătorul pentru noi, cei ce Te lăudăm pe Tine, cuvioasă Maică, să ne izbăvească de răutăți și de necazurile care ne împresoară, ca izbăvindu-ne să slăvim neîncetat pe Domnul, Cel ce Te-a mărit pe Tine. Andrei, cinstite și părinte de trei ori fericite, păstorul Cretei, nu înceta rugându-te pentru cei ce te laudă, ca să ne izbăvim de toată mânia, necazul și stricăciunea și de greșeli. Noi, cei ce cinstim, pururea pomenirea Ta cu credință. Slavă Ta! Pe Tatăl să-L slăvim, pe Fiul să-L preanălțăm, Dumnezeiescului Duh cu credință să ne închinăm, treimii cele nedespărțite, unimii după ființă, ca lumină și lumin, viață și vieți, făcătoare de viață și luminătoare marginilor. Și
Cetatea ta păzește-o preacurată născătoare de Dumnezeu, că întru tine ea cu credință împărățind întru tine se întărește și prin tine biruind întoarce toată încercarea și robește pe vrăjmași și îndreptează pe supuși ei. M-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz m-ai desfătat, milostivește spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când veți fi grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți, de cel ce ziceți în inimile voastre, în aștenuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Data e veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-au mulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-un nădejde mai așezat. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musi pe mine, nici cu ultimea Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este în moarte cel ce te pomenește pe Tine și în iad cine te va lăuda pe Tine. Ostenit-a mântru suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu cu lacrimile mele, aștenutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele, a auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze, să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grabă. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când veți întoarce fața Ta de la mine, până când vei grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca să nu cumva să adoarmă într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila Ta am nădăjduit. Bucurați-vă inima mea de mântuirea Ta. Cânta voi Domnului Celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule!
Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de minile Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile Sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul. Așezământul lui va arăta lor ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din lanț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că părăsit și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au mulțit din nevoile mele, scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au mulțit și pură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără de răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu fiu rușinat în veac. Pentru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și casă de scăpare, ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale voi da Duhul meu, izbăvit Tu mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzești de șertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoie sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor, pus ai în loc de stătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspinuri, slăbita într-o sărăcie tăria mea și osteneala mea, și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocar și vecinii mei foarte, și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajunsa ca un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis am, Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii și să se pogoare în iad. Mute să fie buzele cele viclele care gresc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătăților Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe ei cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor, acoperi vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa în cetatea întărită, iar eu am zis într-uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi,
pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevăr caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sfârșui. Va zice Domnul, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui, nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucru ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie într-o amiază. Cădeau vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preanalt l-ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătăi nu se vor apropia de lăcașul tău, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piată piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el ca cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el. Cu dânsul sunt îndecat și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție! Oh.
când mulțumesc ție, Doamne, seara rogu-mă cu noaptea, fără de păcat dăruiește-o mie, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ziua trecând, slăvescu-te pe tine, Stăpâne, seara rogu-mă cu noaptea, fără de sfinteală, dăruiește-o mie, Mântuitorule, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ziua trecând cu cântare te slăvesc pre tine, Sfinte, seara rogu-mă cu noaptea, fără de mântuială dăruiește-o mie, Mântuitorule, și mă mântuiește. Firea cea fără de trup a cheruvimilor, cu netăcute cântări pe tine te slăvește. Viețuitorii cei cu câte șase aripi și serafimii cu neîncetate glasuri pe tine te prea înalță. Toate oștile îngerilor cu cântări trei sfinte te laudă. Că mai înainte de toate ești cel la ce ești părinte și între început ai pe Fiul Tău. Și-e tocmai cinstit purtând pe Duhul vieții nedespărțirea treimii ales. Prea Sfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, și cei ce a fost singur văzător cuvântului și slujitor ale prorocilor și ale mucenicilor toate cetele, ca cei ce aveți viață nemuritoare. Pentru toți vă rugați cu dea dinsul, căci toți suntem într-un nevoi. Ca izbăvindu-ne de înșelăciunea celui rău, să cântăm cântare îngerească. Sfinte, 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 întreii Sfinte, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi, amin. Cred în unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat
și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spiritarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Preasfântă Stăpână, păcătoși. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu născătoare, roagă-te pentru noi, păcătoși. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu născătoare, roagă-te pentru noi, păcătoși. Toate puterile cerești ale sfinților îngeri și ale arhanghelilor, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Toate puterile cerești ale sfinților îngeri și ale arhanghelilor, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, și botezătorule al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi, păcătoși. Sfinte Ioane, prorocule și mergătorule înainte, și botezătorule al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi, păcătoși. Măriților, apostoli, prorocilor și mucenicilor și toți sfinții, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Sfinților, slăviților, apostoli, prorocilor și mucenicilor și toți sfinții, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, păstori și învățători ai lumii, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, păstori și învățători ai lumii, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Sfinților împărați și întocmai cu apostolii cinstiți Constantin și Elena și sfinte preacuvioase părinte Dimitrie, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Sfinților împărați, întocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și Elena, și sfinte preacuvioase, părinte Dimitrie, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Sfinte ierarhe Nectarie, roagă-te pentru noi, păcătoși. Sfinte ierarhe Nectarie, roagă-te pentru noi, păcătoși. Cea nebiruită și necuprinsă și dumnezeiască putere a cinstitei și de viață făcătoarei cruci, nu ne lăsa pe noi, păcătoși. Cea nebiruită și necuprinsă și dumnezeiască putere a cinstitei și de viață făcătoarei cruci, nu ne lăsa pe noi, păcătoși.
curățește-ne pe noi păcătoși. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. Cine miluiește. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în zbită, ci ne izbăvește de cel clar. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neadormirea nevăzuților mei vrăjmașul știi, Doamne, și slăbiciunea ticălosul meu trup o cunoști. Cel ce m-ai zidit, pentru aceasta în mâinile Tale voi da Duhul meu. Acoperă-mă cu aripile bunătății Tale, ca nu cumva să adorm într-o moarte. Și ochii minții mele luminează într-o desfătare a dumnezeieșilor Tale cuvinte și mă deșteaptă la vreme potrivită spre a Ta slăvire ca un bun și de oameni iubitori. Caută și mă auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Cât va fi de înfricoșătoare judecata Ta, Doamne, îngerii stând înainte, oamenii în mijloc adunându-se, cărțile deschizându-se, faptele cercetându-se, gândurile întrebându-se, ce judecată va fi mie celui zămislit în păcate? Cine îmi va da, va stânge mie păpaia? Cine îmi va lumina întunericul? De nu mă vei milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lacrimi dă mie, Dumnezeule, ca oarecând femeii cele păcătoase, și mă învrednicește să ud picioarele Tale, care din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit, și să aduc ție mir de bună mireazmă, viață curată, într-o pocăință mie agonisită, ca să aud și eu glasul Tău cel dorit, credința Ta Te-a mântuit, mergi în pace. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Neînfruntată nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, având, mă voi mântui. Folosința Ta agonisind prea curată, nu mă voi teme. Izgoni voi pe vrăjmașii mei și voi birui pe ei, îmbrăcându-mă numai cu acoperământul Tău ca și cu o platoșe și într-o ajutorul Tău cel atotputernic, rugându-mă, strig către Tine, Stăpână, mântuiește-mă cu rugăciunile Tale și mă scoală din întunecatul somn spre a Ta slăvire cu puterea Cel ce s-a întrupat din Tine, a Fiului Dumnezeu. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează preacuvioase Părinte. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.
Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi, izbăvește-ne și de tot lucru ce îmbălă întuneric. Primește jertfa cea de seară ridicările mâinilor noastre și ne învrednicește și măsura nopții fără de prihană a o trece. Ne ispitiți de rele și ne izbăvește de toată tulburarea și izgonirea care ne vine de la diavol. Dăruiește sufletelor noastre umilință și gândurilor noastre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoșătoarea și dreapta ta judecată. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre și omoară mădularele noastre cele pământești, ca și într-o liniștea somnului să ne luminăm cu privire la judecățile tale. Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă și pofta cea vătămătoare și ne ridică în vreme de rugăciune, întăriți în credință și sporind întru poruncile tale, cu bună vrere și cu bunătatea unuia născut Fiului Tău, cu care binecuvântat ești, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul, a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie. Bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și du drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă depărta de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurat se va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu, nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și arderele de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine, în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta, în orice zi Te voi chema, de grab auzi-mă. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să mănânc pâinea mea, de glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat m-am cu pelicanul din pustie, ajuns am ca bufnița din dărâmături. Privegheat am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușă am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângerea am amestecat-o din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale. Că ridicându-mă eu m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea, că au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta, că va zidi Domnul Sionul și se va arăta într-o slava Sa, căutata spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor, să se scrie aceasta pentru neamul ce va să vină, și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit, ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți, să vestească în Sion numele Lui și lauda Lui în Ierusalim,
când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului. Zisa către Dumnezeu în calea tăriei Lui, vestește în puținătatea zilor mele. Nu mă lua la jumătatea zilor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un început, Tu, Doamne, pământul ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor peri, iar Tu vei rămâne și toți ca o aină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu acela ești și anii Tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul părinților noștri, al lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob și al seminției celei drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul și pământul cu toată podoaba lor, care ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, care ai încuiat adâncul și l-ai pecetluit cu numele Tău cel înfricoșător și slăvit, înaintea căruia toate se tem și tremură din pricina totputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale și nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoși, însă nemăsurată și neajunsă este și mila făgăduinței Tale, căci Tu, Doamne, căci Tu ești Domnul cel preanalt bun, îndelung răbdător și mult milostiv, căruia îți pare rău de răutățile oamenilor. Tu, Doamne, după mulțimea bunătății Tale, ai făgăduit pocăință și iertare celor ce ți-au greșit și după mulțimea îndurărilor Tale ai hotărât pocăință păcătoșilor spre mântuire. Așadar, Tu, Doamne, Dumnezeu celor drepți, n-ai pus pocăință pentru cei drepți, pentru Avraam și Isaac și Iacob, care nu ți-au greșit ție, ci ai pus pocăință mie, păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât nisipul mării. Multe sunt fără de legile mele și nu sunt vrednic a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. Strâns sunt eu cu multe cătușe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul meu și nu am nici loc de odihnă, pentru că Te-am mâniat și am făcut rău înaintea Ta. N-am împlinit voia Ta, nici n-am păzit poruncile Tale, ci am pus urâciune și am mulțit smintelile, dar acum îmi plec grumajii inimii mele, rugând bunătatea Ta. Am păcătuit, Doamne, am păcătuit și fără de legile mele eu le cunosc, însă cer rugându-Te, iartă-mă, Doamne, iartă-mă și nu mă pierde fără de legile mele și nici nu mă osândi la întuneric sub pământ, că Tu ești Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-ți peste mine bunătatea Ta, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, după mare mila Ta, și Te voi preaslăvi în toate zilele vieții mele, căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cerești și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi, Te vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine.
ci să ne mântuim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, preacuvioase Părinte. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednic cu robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajut mie, grăbește-te, să se rușineze și să înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinași cei ce îmi grăiesc mie bine, bine, să se bucure și să veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o masă locuiesc în întuneric ca morții și din veacuri. Mâhnit e Duhul mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de mult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn ce-ți pogoară mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine le-ri, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaos sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă întru cei de sus din Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a tot țiitorule, Doamne Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta, cel ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, noapte,
aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrul mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne al puterilor, fii cu noi, căci prealtul afară de Tine, ajutor într-o necazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pre noi. Doamne al puterilor, fii cu noi, căci pe altul afară de Tine, ajutor într-o necazuri Tu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pre noi. Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții Lui, lăudați-L pre El întru tăria puterii Lui. Doamne al puterilor, fii cu noi, căci pre altul afară de Tine, ajutor într-o necazuri nu avem. Doamne al puterilor, minuiește-ne pre noi. Dați-L pre El într-o puterile Lui, lăudați-L pre El după mulțime.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, de n-am avea pe Sfinții Tăi rugători și bunătatea Ta milostivindu-se spre noi. Cum am îndrăznit Mântuitorule, a te lăuda pre tine, pre care te binecuvintează neîncetat îngerii și urtorul inimilor. Iartă sufletele noastre. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Multe sunt mulțimile greșelilor mele, și singură mă sprijinește și mă mântuiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Întru numele Domnului binecuvintează, preacuvioase Părinte! Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește! Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu-mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvie, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nepătată, neîntinată, fără prihană, preacurată Fecioară a lui Dumnezeu, mireasă Stăpână, care pe Dumnezeu cuvântul cu oamenii prin preaslăvită nașterea Ta l-ai unit și firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cerești ai împreunat-o. Ceea ce ești singură nădejde a celor fără de nădejde și celor biruiți ajutătoare, gata folositoare celor ce aleargă la Tine și tuturor creștinilor scăpare. Nu te scârbi de mine, cel păcătos și întinat, care cu urâte gânduri și cu cuvinte și cu fapte pe mine de tot nedrepnic m-a făcut. Și prin lerea dulceților vieții cu voia rup m-am făcut și ca ceea ce ești Maica iubitorului de oameni, Dumnezeu,
cu iubire de oameni, milostivește-te spre mine, păcătosul și întinatul, și primește rugăciunea mea ce să aduce ție din buze necurate. Iar pe Fiul tău și Stăpânul nostru și Domnul, cu îndrăznirea ta ca o maică, cuprinzând roagă, să-mi deschidă și mie milostivirile cele iubitoare de oameni ale bunătății sale, și trecând greșalele mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăință și lucrător poruncilor sale iscusit să mă arate. Și fii lângă mine pururea ca o milostivă, milosârdă și iubitoare de bine, într-o această viață de acum caldă, folositoare și ajutătoare, năvălirile potrivnicilor oprindu-le și la pocăință îndreptându-mă. Și în vremea ieșirii mele, ticărosului meu suflet, păzindu-l și întunecatele chipuri ale viclenilor diavol, departe de aceste izgonindu-le. Și în ziua întregoșătoare judecăți de munca cea veșnică, izbăvindu-mă și slave cele negreite a Fiului tău și Dumnezeului nostru, moșteante mine arătându-mă, pe care să o și dobândesc, stăpâna mea preasfântă de Dumnezeu născătoare, prin mijlocirea și sprijinul tău, cu harul și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului tău, ale Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia este cuvenit toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al lui Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Duhului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și ne dă nouă, Stăpâne, Cel ce merge spre somn, odihnă trupului și sufletului, și ne păzește pe noi de întunecatul somn al păcatului și de toată întunecata și cea de noapte patima dulceții. Contenește întăritările patimilor, stinge săgețile vicleanului cele aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleșug, zburdările trupului nostru le potolește, și tot gândul nostru cel pământesc și trupesc adoarme-l. Și ne dăruiește nouă, Dumnezeule, minte deșteaptă, cuget curat, inimă trează, somn ușor, și de toată nălucirea satanei nestrămutată. Scoală-ne pe noi în vremea rugăciunii, întăriți într-o poruncile tale și în pomenirea judecăților tale, într-o noi nestricată, având-o. Cuvântare de slavă ta în toată noaptea ne dăruiește ca să cântăm și să binecuvântăm și să slăvim preacinstitul și preacuvințatul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preaslăvită pururea Fecioară, binecuvântată de Dumnezeu născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul tău și Dumnezeul nostru și cere să mântuiască prin tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul tău. Și pentru ca să ne învrednicim noi, ascultă Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Zăciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Matei citire, slavă ție, Doamne, slavă. Zisa Domnul, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ea, cel care caută află, iar celui care bate, i se va deschide.
Sau cine este omul acela între voi, care, dacă va cere fiul său pâine, oare el îi va da piatră? Sau dacă îi va cere pește, oare el îi va da șarpe? Deci dacă voi răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da cele bune celor care cer de la El. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Binecuvintează! Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei, stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trupuri, pentru rugăciunile cinstitului, măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților, măriților și bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioșilor și purtătorilor de Dumnezeu părinților noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră. Amin. Dăruiește iertare de greșelile noastre. Amin. Acoperă-ne cu acoperământul aripilor tale. Amin. Izgonește de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni. Să ne rugăm pentru pacea lumii. Doamne, miluiește! Sporire și întărirea drepmăritorilor creștini. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oase. Doamne, miluiește! Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc, Doamne, miluiește! Pentru cei ce ne miluiesc și ne slujesc nouă, Doamne, miluiește! Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor, Doamne, să ne rugăm miluiește pentru deși, izbăvirea celor robiți. Doamne, miluiește! Pentru părinții și frații noștri care sunt departe. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer. Doamne, miluiește! Pentru cei ce tac în neputințe. Doamne, miluiește! Rugăm și pentru îmbelșugarea roadelor pământului. Doamne, creștini. Doamne, miluiește! Să ne rugăm pentru
conducătorii țării. Doamne, miluiește! Sfânt locașului acestuia. Doamne, miluiește! Pentru părinții și învățătorii noștri. Doamne, miluiește! Adormiți, părinți și frații noștri, drept creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Timpul vieții mele este scurt și plin de dureri și de răutate, dar într-o pocăință mă primește și într-o cunoștință mă cheamă. Preacuvioși și preacuceniși părinți, dreptmăritori creștini, în această zi a patra a canonului Sfântului Andrei Criteanu, am ascultat ultima parte acestui cântec de pocăință, acestei cântări profunde, urmând ca în săptămâna a cincea a Sfântului și Marelui Post să o ascultăm integral din nou pentru a ne aduce aminte de aceste exemple de pocăință pe care autorul acestui canon, Sfântul Andrei Criteanu, ni-l pune nouă tuturor înainte. Dacă am ascultat cu atenție în toate aceste patru zile cele peste 250 de strofe ale acestui canon, care este cel mai cuprinzător dintre toate canoanele bisericii, doar dacă ar fi să facem comparație cu un canon de pocăință obișnuit pe care unii dintre fiii bisericii îl citesc în fiecare zi, care este compus doar din 30 de strofe, acesta este foarte cuprinzător, foarte mare, dar și foarte profund. Frumusețea acestui canon este nepământeană, am putea spune. Și ne dăm seama, de la prima vedere, fără multă greutate, că autorul ei a fost un om cu un profund simț al pocăinței și foarte apropiat de cuvintele Scripturii, de cuvintele marilor părinți ai Bisericii care erau cunoscute atunci în veacul al VIII-lea. Din toate aceste strofe pe care le-am ascultat în această seară, m-am oprit în mod deosebit la una care spune în felul următor: Eu sunt Mântuitorule, drahma împărătească cea pierdută. Aprinzând făclie pe mergătorul înainte, caută chipul tău. Din această strofă ne dăm seama că Mântuitorul, până la sfârșitul veacurilor, chiar caută chipul cel pierdut, chipul său cel pierdut în fiecare dintre noi. Permanent ne așteaptă, permanent ne cheamă și atunci când află drahma cea pierdută, așa cum păstorul cel bun se bucură de oaia cea rătăcită, de cea care se află departe de staul și se bucură mai mult decât cele 99, la fel se întâmplă atunci când fiecare dintre noi se întoarce la stăpânul drahmelor împărătești.
Aceste cuvinte pe care le-am citit în canonul Sfântului Andrei Criteanu mi-au adus aminte de o pildă pe care, mai ales acum, în perioada aceasta de pregătire pentru întâmpinarea Marii Sărbători a Învierii Domnului, ne aducem aminte. Este vorba despre o întâmplare petrecută cu mulți ani în urmă, în Italia, patria marilor pictori. Acolo un pictor căuta stăruitor, după ce pictase aproape în întregime icoana Cinei cele de taină, căuta un model pentru chipul Mântuitorului Hristos. Și după foarte multe căutări, pictorul acela a găsit într-o zi un tânăr care i s-a părut potrivit pentru a picta după el chipul celui care nu poate fi zugrăvit. Dar a găsit la acel tânăr o lumină și o curăție care l-a impresionat și de aceea l-a invitat în atelierul lui. După mai multe ore, pictorul respectiv, foarte mulțumit de faptul că zugrăvise chipul Mântuitorului, a plecat într-o călătorie îndepărtată. La întoarcere, în atelierul lui, a găsit neterminată icoana cu cina cea de taină. Mai avea doar un chip de pictat, chipul lui Iuda, și s-a gândit mult dacă va mai găsi un om atât de întunecat, așa cum a fost Iuda, care a fost în stare să-l vândă pe 30 de arginți pe cel fără de preț. Și a mers într-o zi și într-a doua și câteva zile la rând prin cetate, dar n-a găsit un om care să-i folosească drept model pentru chipul lui Iuda. Dar într-o zi, rătăcind în afara cetății, la gunoiul care se aduna dincolo de zidurile ei, a găsit un om foarte întunecat și l-a invitat, așa cum făcuse odinioară cu ceva timp înainte, în atelierul lui, pentru a-i folosi drept model. Și atunci când picta, a observat pe chipul omului aceluia două rânduri de lacrimi, două șiruri de lacrimi. Și a putut să exclame, tu ești același, pentru că același om, cu ceva timp înainte, îi folosise ca model pentru chipul Mântuitorului. Dar păcatul, viața trăită departe de Dumnezeu, risipită în zadar, l-a făcut pe omul acela cu chipul senin să devină unul întunecat și să folosească doar după trecerea câteva luni sau poate a unui an la un model pe care îl pictase cu ceva timp în urmă. Drept măritori creștini, din cuvintele Sfântului Andrei Criteanu, autorul acestui canon de pocăință, cu care am călătorit în aceste prime zile ale Sfântului și Marelui Post, ne aflăm și noi și ne descoperim ca fiind drahma cea împărătească pierdută cândva. Dar Mântuitorul ne caută, permanent ne caută și dorește să ne salveze. El dorește să restaureze chipul nostru cel stricat de păcat, să restaureze ceea ce se mai poate restaura și se bucură atunci când află drahma împărătească cea pierdută. Canonul de pocăință pe care l-am ascultat este plin de modele de pocăință, abundă de astfel de modele atât din Vechiul cât și din Noul Testament.
oameni care au greșit și care s-au pocăit, oameni care au greșit, dar care au rămas în starea lor și care s-au pierdut, oameni care chiar în ultimul moment, așa cum ne sunt exemplele din Noul Testament și mai ales exemplul tâlharului, celui din partea dreaptă, care și-a recunoscut greșeala și care s-a mântuit în ultimul moment, ne dau și nouă speranță. Autorul acestui canon, Sfântul Andrei Criteanul, a fost, cum vă spuneam mai înainte, un om cu un profund simț al pocăinței. Descoperim acest lucru mai ales din Marea Smerenie, pentru că el își asumă aproape toate păcatele, sau chiar toate păcatele umanității. Tot ceea ce s-a întâmplat de la creație până la venirea Mântuitorului. Toate greșelile și le asumă și el, dintr-o smerenie ieșită din tipare, se așează în locul tuturor acestor păcătoși. Dorința lui de întoarcere și nădejdea că până la urmă Mântuitorul Hristos îl va primi sunt pilde și pentru noi, cei de la începutul veacului al 21-lea. Aceste exemple de pocăință, mai ales cele din Noul Testament, ne atrag atenția, drept creștini. Și am să le aduc aminte, măcar întreagăt, așa după cum spunea autorul acestui canon, ca tâlharul stripție pomenește-mă, ca Petru plâng cu amar pentru păcatele mele, strig ca vameșul și lăcrimez ca femeia cea păcătoasă, primește-mi tânguirea ca oarecând pe cea a cananeencei. Plâng ca Marta și ca Maria pentru păcatele mele, așa cum ele îl plângeau pe fratele lor. Și alabastru cu lacrimi turnând pe capul tău, Mântuitorule, ca niște mir, strig ca păcătoasa, cerând mila ta cea bogată. Aceleași cuvinte ale Sfântului Andrei Criteanu ne aduc aminte ca Siloamul, să se facă lacrimile noastre asemenea lui, ca să ne spălăm cu ele ochii inimii și să te vedem pe tine, Doamne, lumina cea mai înainte de veci. Toate aceste exemple de pocăință de drăgmăritori creștini sunt pentru fiecare dintre noi cereri către Mântuitorul Hristos. În această perioadă specială de pocăință, care este postul părăsimilor, postul mare sau postul Sfintelor Paști. Perioadă specială de pregătire, foarte veche, pentru că deja la întâiul sinod ecumenic de la anul 325 existau aceste 40 de zile de pocăință, iar mai târziu, la Ierusalim, aproape un veac mai târziu, existau 8 săptămâni de post înaintea sărbătorii Învierii Domnului, iar în apus, după cum ne spune Egeria, pelerina Egeria, existau 7 săptămâni în jurul anului 385, ceea ce înseamnă că încă din primele veacuri creștinii, cu foarte multă atenție, se pregăteau pentru întâmpinarea Învierii Domnului și pentru botez, pentru că sărbătoarea Învierii Domnului era în perioada respectivă celebrată împreună cu botezul multor catehumeni care se pregăteau în mod deosebit prin cateheze, prin rugăciuni, prin participarea la slujbe pentru marele dar al botezului, al înfierii Duhului și al intrării în Biserica creștină. Drept creștini, această perioadă de pocăință trebuie să fie una stăruitoare.
Perioada de pocăință înseamnă, în primul rând, urmarea cuvintelor Mântuitorului. Înseamnă un început bun, așa cum spuneau părinții bisericii, în fiecare zi să pui început bun. De câte ori ai greșit, de atâtea ori pocăiește-te, de atâtea ori întoarce-te. Dacă în fiecare zi ai greșit, în fiecare zi căiește-te, în fiecare zi întoarce-te de la păcat și cere milostivirea cea fără margini a celui care ne așteaptă permanent, a celui care s-a jertfit pentru noi și a celui care poartă de grijă lumii întregi. Această perioadă de pocăință trebuie să fie însoțită de multă rugăciune, de fapte bune și de o smerenie totală. Pocăința care se face doar de ochii lumii nu este primită înaintea lui Dumnezeu. Pocăința trebuie să fie discretă, așa cum a fost și pocăința Mariei Egipteanca, de care amintește canonul Sfântului Andrei Criteanu, pocăință care s-a consumat în decursul a aproape 60 de ani, într-o discreție totală, departe de ochii lumii, doar în legătură cu Dumnezeu, în adâncul pustiului, arătând că toate lucrurile bune, faptele cele bune, trebuie săvârșite cu discreție, pentru a fi răsplătite de Dumnezeu și nu pentru a fi cunoscute și eventual răsplătite de oameni. Referitor la post și la pocăință, aș vrea să vă aduc aminte cuvintele profetului Isaia, care în capitolul 58 vorbește despre postul bineplăcutului Dumnezeu. Nu știți voi postul care îmi place, zice Domnul? Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel care are același neam cu tine. Și parcă inspirat de cuvintele prorocului Isaia, marele arhiepiscop de la Constantinopol, Sfântul Ioan Gură de Aur, ne îndeamnă și el într-una din omiliile postului mare: postești, arată-mi-o prin fapte. Cum? Dacă vezi un sărac, ai milă de el. Dacă te întâlnești cu un dușman, împacă-te. Dacă vezi un prieten înconjurat de nume bun, nu-l invidia. Nu numai gura și stomacul să postească, ci și picioarele și ochii și toate celelalte, gura, toate simțurile să postească pentru a fi un post bineplăcut Domnului. Acesta este îndemnul Bisericii în această perioadă specială și mai ales în această săptămână pe care am numit-o Săptămâna Mare, pentru că mare este și nevoința, pentru că mari și prea frumoase sunt rugăciunile pe care le-am ascultat în aceste zile. Și dintre ele, dumneavoastră care ați participat sau ați ascultat această slujbă, vă aduceți aminte de o rugăciune plină de umilință a împăratului Manase, care mărturisește că păcatele lui erau mai multe decât nisipul mării. Mai multe decât nisipul mării. Fiecare dintre noi, dacă este sincer cu sine și în primul rând sincer cu Dumnezeu, poate mărturisi asemenea regelui Manase că păcatele noastre sunt mai multe decât nisipul mării. Dar cerem
milostivirea lui Dumnezeu și iertarea Lui. Iertare pe care o primim dacă facem roade vrednice de pocăință. Și această perioadă Apostolului ne invită, drept măritori creștini, să ne curățim simțirile, să devenim oameni mai buni, să luptăm cu tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu, cu păcatul acesta care ridică între noi și Dumnezeu un zid sau bariere pe care nu le putem trece decât atunci când rupem aceste legături sau lanțurile păcatului. Și aceste legături, aceste lanțuri ale păcatului, se rup prin lacrimi, prin spovedanie, prin întoarcere, prin căință sinceră. Și Dumnezeu, singurul cunoscător al inimilor, cum am auzit în canonul Sfântului Andrei Criteanu, ne primește și ne iartă. El are puterea de a ierta pe cei care cer acest lucru cu toată inima. Cu nădejdea că în săptămâna a cincea a Sfântului și Marelui Post vom asculta din nou în întregime canonul Sfântului Andrei Criteanu, să petrecem această perioadă a Sfântului și Marelui Post al Paștelor cu rugăciune, cu lacrimi, cu fapte bune, în tăcere, în discreție, făcând ceea ce este bine plăcut lui Dumnezeu și trimițând către El gândurile noastre sincere de pocăință, pentru ca El, primindu-le, să se bucure de aflarea drahmei împărătești pierdute. Amin.